Tricolorul a fost arborat de jucătorii săi în sala regimentului de gardă Mihai Viteazu, fieful Stelei. Ei au obținut un succes categoric pe terenul roșalbaștrilor. Galben-albaștrii au relansat lupta pentru titlu după un 3-0 în derbiul play-off-ului. Tricolorul a fost arborat și datorită capitanului Bogdan Olteanu, aflat la cel mai bun meci în tricoul galben-albastru. Servicii în forță, atacuri sau blocaje individual sau în tandem cu Biset, asta înseamnă să-ți arăți valoarea în meciul cu miză. Cel mai titrat volei balist al tricolorului și-a onorat și prin faptul că a fost cel mai eficient jucător al partidei, 14 puncte realizate. Primul set a fost blitz pentru ploieșteni, câștigat după doar 25 de minute. Al doilea turnir a avut aceleași coordonate, gazdele având totuși un semn al revenirii 19-18. Tricolorii au răspuns imediat și au întors setul, câștigat la 3 puncte diferență. A urmat setul 3 și aici steliștii au crezut că pot întoarce soarta jocului. Au avut de două ori setul în mână, dar principal Sergiu Stancu a mutat inteligent. Schimbul de gardă și-a făcut simțită prezența. Carrasco, Iorna și Culo au intrat bine în joc, astfel că împreună cu Lică, Barta, Milivojevici, Stulnekov și Krois, libero, au mai reușit încă o revenire de la 20-22. Au câștigat următoarele 5 puncte și setul decisiv, dar și dreptul de a spera că în acest sezon titlul poate reveni la Ploiești. În urma acestei victorii, tricolorul, 61 de puncte, s-a apropiat la doar un punct de liderul CSA Steaua, 62 de puncte. Lică și coechipierii vor juca etapa următoare sâmbătă de la ora 18 pe teren propriu cu SCMU Craiova.